mult discutatul cazan. Avem în proiectul inițial de buget prevăzută suma de 170.000 de lei necesară doar pentru a se face transferul unui cazan de la primăria Alexandria către Spitalul Județean de Urgență. Am întrebat anumite persoane care sunt în domeniul acesta al centralelor termice, care ar fi costurile pentru achiziționarea unei centrale noi, deci nu vorbim doar de un cazan nou, vorbim de o centrală nouă pentru Spitalul Județean și ni s-a dat o sumă de 2 milioane de lei. Adică pe noi ne costa 10% din această sumă, aproximativ 10% din această sumă, să folosim un cazan vechi de Dumnezeu știe câți ani de la primăria Alexandria și am pus în balanță aceste lucruri gândindu-ne și la consumul mare pe care l-au aceste echipamente învechite. Pentru orice lucru există un avans de tehnologie. Dacă acum 30 de ani, noi nici nu știm, domnul președinte n-a putut să ne precizeze care este vechimea acelui cazan și având în vedere că sistemul de termoficare al municipiului Alexandria nu mai este funcțional de 10 ani și ne gândim că dânsul nu a cumpărat cazan nou cu un an înainte să închidă sistemul de termoficare, deci apreciem că are o vechime de aproximativ 15 ani. Dacă dumneavoastră credeți că trebuie să cheltui o sumă destul de mare pentru a lua ceva vechi și ineficient din punct de vedere al consumului, noi am considerat altfel, că alocăm acești bani, cumpărăm o centrală termică nouă,